Ciocolata este poate cel mai răspândit și cel mai consumat aliment din categoria dulciurilor din întreaga lume. Milioane de oameni savurează în fiecare zi câteva zeci sau poate chiar sute de sortimente de ciocolată. Cantitatea consumată în luna decembrie, luna sărbătorilor de iarnă, este însă mult mai mare decât în restul anului. De pe fiecare masă de Crăciun sau de anul nou nu pot lipsi deserturile delicioase care să conțină acest ingredient atât de apreciat de copii, dar și de adulți. Luna decembrie este o lună foarte importantă pentru noi. Practic, comparativ cu lunile precedente, se triplează cantitatea de ciocolată produsă și vândută în același timp. Este luna cadourilor și, bineînțeles, luna ciocolatei, unde foarte multe firme alerg să aleg să ofere cadouri angajaților, colaboratorilor. De altfel, și foarte multe persoane aleg să ofere cadouri celor dragi. Un cadou dulce este întotdeauna binevenit, mai ales când este dintr-o ciocolată veritabilă, realizată handmade. Anul acesta s-a pus foarte mult accent pe decorațiuni din ciocolată, globulețe, Moș Crăciun, oameni de zăpadă și, bineînțeles, pralinele cu diferite umpluturi, umpluturi de sezon, ghimbir, măr cu scorțișoară, portocală, reprezentative, turtă dulce, umpluturi reprezentative pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Pentru ca bradul de Crăciun să fie unul deosebit, ciocolatierii au creat podoabe din ciocolată. Cei care aleg această variantă trebuie să știe că sunt câteva reguli de respectat. Brăduțul ar trebui să stea într-un loc mai rece, undeva într-un hol, într-o terasă, dacă alegem să-l împodobim cu globulețe de ciocolată. Ciocolata veritabilă, cu cât se topește mai repede, cu atât este mai bună calitativ. Atunci va trebui să avem puțină grijă, să ne păstrăm decorul intact, să spunem. În magazinele de ciocolată, cozile ajung uneori până la ușa de la intrare. În această lună, românii vor să ofere un cadou cât de mic celor dragi, iar ciocolata este varianta perfectă. Este puțin probabil ca cineva să dea greș cu un asemenea dar. Un brad în sufragerie, ciocolată caldă, mirosul de portocale și mai ales moșul care vine prin horn, toate acestea sunt parte din ceea ce numim astăzi Crăciunul, cea mai așteptată sărbătoare a anului.